El au ceva ce aiți. În seara asta vreau să vorbim despre donații. Am scris de multe ori pe blogul meu despre asta pentru cei care mă urmăresc și unele dintre cele mai apreciate declarații pe care le-am făcut au fost fix acelea că nu trebuie să ne fie rușine să donăm un leu, 2 lei, o pereche de pantofi, un bax de apă, un bax de ulei, 5 lei, un leu, oricât putem. A fost exact ca la semnăturile pe care le-am strâns de curând. O semnătură cu o semnătură au făcut peste 700.000 de semnături, nu? Fără penal. Da. Nu trebuie să ne mai fie rușine să donăm puțin câte puțin. Dacă ați observat și dacă sunteți atenți la marile campanii umanitare, banii foarte mulți nu se strâng de la vreun milionar, de la vreun brand sau ceva, ci din SMS-urile alea de 2 euro sau de la oamenii care donează 5 lei cu 5 lei cu 5 lei. Este un gest care face foarte mult bine interior și exterior persoanei care primește, persoanei care oferă. E un gest foarte frumos pe care eu îl apreciez și pe care încerc să-l fac cât mai des. Și mi-a venit ideea asta de la campania celor de la Otter. Ei fac parte din, uitați, Otter și Societatea Națională Crucea Roșie, în parteneriat, au făcut campania asta. Dacă nu-i mai știți, sunt cei pentru care eu anul trecut în vară am fost imaginea celor de la Salamander și am făcut o ședință foto foarte frumoasă, care a fost foarte apreciată de către voi. E, Salamander face parte din grupul Otter. Ei au o campanie acum împreună cu Marius Manole și cu Cristina Bazavan, prin care încearcă să strângă încălțăminte pentru cei care nu au avut poate norocul nostru. Și serios acum, mai ales voi fetelor. Doamne, câți pantofi aveți pe care nu-i folosiți? Sau pe care aveți de ani de zile și nu se mai potrivesc? Atenție! Când vine vorba de încălțăminte și de îmbrăcăminte, se donează doar lucrurile în continuare bune, curate, nepătate, care încă pot fi purtate. Îmi pare rău, suntem în România și nu doar în România se întâmplă asta, dar aici vedem noi cel mai des că avem talentul să donăm lucrurile pe care noi nu le mai folosim pentru că sunt mult prea murdare, mult prea rupte, mult prea înjosite. Dragilor, un copil când primește o pereche de Adidas și se bucură de parcă ar fi Crăciunul, nu vrea să-i primească cu talpa desfăcută, fără șireturi, pătați de cafea sau de alte lucruri, da? Voi nu v-ați dori să primiți asta. Și legat de campania asta, este foarte, foarte ușor să donați. Dacă nu vreți să cumpărați nimic, ideea e că dacă cumperi ceva, atunci când vine curierul să-ți aducă, poți să-i dai perechea de pantofi pe care vrei să o donezi. Dacă nu vrei să cumperi nimic, atunci pur și simplu intri pe... încerc să fac astfel încât să și vedeți. Nu prea am șanse, din categoria nu mă descurc, dar oricum, pe theothershoes.ro, ceva? Nu? Nicio șansă? Renunț. Bun. Theothershoes.ro, unde Marius Manole este aici prezent și povestește că ceea ce ai de făcut este să intri pe otter.ro, să-ți faci cont, să soliciți curier, să pregătești colet și să donezi și faci pe cineva fericit. Și de țit. Și mare atenție atunci când vine curierul să le ai deja împachetate articolele de încălțăminte. So, dragilor, și o pereche de sandale dacă aveți în casă și nu le mai folosiți, faceți cont aici și donațiile. Sau dacă nu vreți aici, donațiile pe stradă unui copil, unei familii sărmane, întrebați pe Facebook unde sunt locuri unde se pot dona lucruri și sigur găsiți. Adică, sigur, sigur. Uite, de exemplu, Cristiana Ionescu întotdeauna acceptă lucruri, normal, curate și aranjate. La fel sunt cei de la Samu Social. Sunt foarte multe locuri, adică puteți să mă întrebați și pe mine oricând, dar o variantă este și aceasta. Observ că 138 de persoane au făcut donația până acum, s-au implicat în proiect și foarte de apreciat, sterilizarea articolelor donate va fi realizată cu ajutorul Total Wash. Pentru că, da, toți avem o problemă cu purtat Adidas de la altcineva, că se împut, că transmit diverse. Iată că se sterilizează articolele, da? So, donați, donați, donați. Este super ușor. De ce să nu? Bye și ne vedem mâine!